Stimați frați, stimați surori, să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 1 până la versetul 10. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul, pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele niamurile până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au sezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune la război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață, reținând legătura dintre cina Domnului pe care o sărbătorim, și revenirea Domnului nostru Hristos, nădejdea noastră în întoarcerea Lui și în înnoirea tuturor lucrurilor, în așezarea slavei veșnice, a mântuirii veșnice, am primit pe inimă, în urma rugăciunii avute, să aducem fața dumneavoastră un cuvânt cu privire la venirea Domnului. În urmă cu ceva vreme am început să vorbim pe această temă în prima parte a întâlnirii noastre am subliniat câteva lucruri însemnate, importante, asupra cărora foarte, foarte subțint aș dori să revenim. În esență, am vorbit în întâlnirea trecută, arătând că venirea Domnului, a doua venire a Domnului nostru Isus, este o învățătură profund biblică, este revelația lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. De asemenea, am arătat din cuvântul Domnului că întoarcerea Domnului nostru Isus nu este o metaforă, nu e ceva spiritualizat, o speranță spiritualizată, nu e vorba de un mit aici, ci este efectiv vorba de o întoarcere reală. Domnul Isus se va întoarce în mod neașteptat, va veni în mod personal, va veni vizibil. Întoarcerea sa va fi o întoarcere literală, el va veni în trupul în care a înviat și s-a înălțat la cer. Într-o zi, Domnul nostru Isus se va întoarce. M-am bucurat foarte mult de cântările care s-au cântat astăzi și care au înălțat jertfa Domnului nostru Isus, răscumpărarea pe care am primit-o prin jertfa Domnului Isus și în același timp revenirea Domnului nostru Isus, Revenire care va avea loc la vremea rânduită de Dumnezeu. Cu privire la timpul revenirii Domnului nostru Isus, am subliniat în întâlnirea noastră trecută că trebuie să rezistăm, trebuie să rezistăm în fața tuturor acelor opinii pline de. care demonstrează o curiozitate excesivă și care trec dincolo de hotarele așezate de scriptură, curiozități care au menirea să pună date, termene, să fixeze repere și să spună când va veni Domnul în ultima vreme au reapărut aceste discuții și aceste opinii, unii oameni mânați de o îndrăzneală dusă dincolo de îngăduința cuvântului lui Dumnezeu, vorbesc despre date, când va fi să vină Domnul, în ce an va fi, în ce lună va fi și unii mai îndrăzneți chiar au stabilit și luna și ziua, mai rămânea să se stabilească și minutul. Istoria ne arată că toate aceste încercări au eșuat și că ce rămâne, rămâne ce a spus Domnul nostru Isus. Nimeni nu știe nici ziua și nici ceasul când va veni fiul omului. Dacă așa scrie în Scriptură, atunci așa este. Isus a spus că nu ne este dat să cunoaștem vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ele nefiind rânduite pentru a fi revelate. În acest context, Domnul a zis să băgăm de seamă, să nu ne înșele cineva care vine să ne spună când, cum, în ce formă. Ne-a mai spus că stăpânul zăbovește să vină, că e prefigurată o amânare, o întârziere, că în același timp Domnul nostru vine în ceasul în care nu ne gândim, iată eu vin curând, a spus Domnul, venirea sa este iminentă și este anunțată de semne prevestitoare. Semne care în zilele noastre sunt prezente, se împlinesc și toate acestea ne atrag atenția asupra pregătirii noastre, asupra vegherii noastre în credință, asupra trăirii noastre în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, a Lui este toată puterea în cer și pe pământ. El face istoria oamenilor. El este începutul și este și sfârșitul. Lumea a început pentru că a vrut Dumnezeu și se va sfârși când va voi Dumnezeu. Domnul nostru se va întoarce binecuvântat să fie numele Lui în veci. În această dimineață am pe inimă, să surprindem din Scriptură, în această parte a doua acestui cuvânt, evenimentele de la sfârșitul viaului, așa cum ele sunt profețite în Sfânta Scriptură. Vom nota apoi, după ce vom trece revistă aceste evenimente, Vom nota principalele concepții care se găsesc în lumea creștină cu privire la vremea sfârșitului, urmând ca într-o întâlnire viitoare să susținem cu convingere învățătura pe care o avem, nădejdea pe care o avem cu privire la revenirea Domnului nostru Hristos și cu privire la învățătura despre răpirea Bisericii. Dar pentru această dimineață. Haideți să notăm care sunt evenimentele principale care trebuie să se întâmple, care sunt profețite în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la venirea Domnului. Am notat așa aceste evenimente aici, ca să fie ușor de reținut și la vreme potrivită voi să intrăm în detalii. Un eveniment major care trebuie să se împlinească este răpirea bisericii la cer. Apoi Biblia vorbește despre o vreme de necaz, cunoscută sub numele de necazul cel mare. Va veni apoi reîntoarcerea fizică a Domnului nostru Hristos pe pământ. Diavolul va fi legat, cum am citit în Scriptură în această dimineață, pentru o mie de ani. Apoi va fi așezată împărăția de o mie de ani. La sfârșitul ei, Scriptura spune că cel rău, diavolul, va fi dezlegat pentru puțină vreme. Va urma o criză care va culmina printr-un război mare la acel, acea vreme a sfârșitului. Va urma apoi învierea și judecata de apoi. Pământul și cerul actual vor fi îndepărtate și înlocuite, vor pieri și vor fi înlocuite cu o nouă creație. Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. În acestea vor fi neprihănirea. Și după această înduire a creației se așează ceea ce numim starea eternă pentru cei mântuiți împărăția lui Dumnezeu și pentru cei nemântuiți o și chin veșnic. Acestea sunt evenimentele majore profețite în cuvântul lui Dumnezeu, anunțate în Sfânta Scriptură. Acum, ca să le localizăm cumva, că ele sunt un șir de informații, ca să le localizăm cumva într-o succesiune cronologică, cât de cât cronologică, îngăduiți mi să ne uităm la, nu știu cum să-i spun, arată un grafic. Cu îngăduința dumneavoastră, o să ne uităm împreună aici. Ceea ce vedem acolo unde este cu roșu Crucea este momentul răstignirii Domnului nostru Isus și apoi, pe linia aceasta, care continuă, sunt uh, evenimentele care se succed într-o ordine cronologică. Momentul pe care îl avem chiar acolo, cu linia galbenă, este înălțarea la cer a Domnului nostru Hristos, apoi cu săgeata albă, coborârea Duhului și apoi viacul bisericii, vremea pe care noi o trăim acum și în care ne găsim acum. După cuvântul lui Dumnezeu, după profeții, Evenimentul care stă să se împlinească și care este așteptat de biserică este răpirea bisericii, săgeata aceea albastră pe care o vedem acolo. După momentul acesta al răpirii bisericii, urmează o perioadă de mare încercare, necaz și tulburare peste toată lumea, se numește Perioada Necazului Cel Mare. Perioada aceasta a necazului cel mare durează aproximativ șapte ani și sigur că aici sunt discuții asupra cărora, la vreme potrivită, dacă va fi nevoie, vom reveni. Urmează a doua venire a Domnului nostru Hristos, împărăția de o mie de ani, înainte cel rău este legat pentru o mie de ani, va avea loc între timp prima înviere, cei mântuiți vor fi în slavă împreună cu Hristos, apoi la sfârșitul cele o mie de ani, diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme, Va avea loc un război mare care se numește războiul Armagedon și la final judecata de apoi, înghierea, judecata de apoi și starea veșnică. Vom păstra în atenția și memoria noastră acest grafic, e important să localizăm evenimentele care vor veni în raport cu graficul acesta, dar hai să intrăm acum în câteva detalii. Primul eveniment care stă să se întâmple, să vină, se numește răpirea Bisericii. Ce se va întâmpla în ziua răpirii Bisericii? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ziua aceea, când va avea loc răpirea Bisericii, evenimentele care vor avea loc vor debuta cu un semnal pe care Dumnezeu îl va da, un strigătul, strigătul lui alhanghel, trâmbița lui Dumnezeu, unul te în capitolul 4 cu 16 ne vorbește pe această temă, semnalul acela va declanșa acest eveniment uh, scatologic. Însuși Domnul nostru Isus, spune Apostolul Pavel, va veni pe norii cerului ca să ia la sine pe ai săi, Cuvântul ne spune că în momentul acela cei care vor fi morți în credință, vor fi murit în credință până la acel moment, vor fi înviați, vor căpăta trupuri de slavă ca trupul înviat al Domnului nostru Isus, iar credincioșii rămași în viață în momentul acela vor fi transformați, vor fi schimbați, fiind aduși ei în trupuri glorificate ca trupul înviat al Domnului nostru Isus. Cuvântul ne spune că împreună cei morți în Hristos în viață și cei găsiți în viață transformați vor forma un singur popor, vor forma un singur grup care vor fi răpiți, care va fi răpit la cer, va întâmpina pe Domnul în văzduh, și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți vom fi duși în locul din cer, pregătit de Domnul nostru Isus pentru biserica sa, pregătit pentru poporul său, unde biserica va fi răsplătită, va fi binecuvântată și va fi cu Dumnezeu pentru vecii vecilor. Acesta este evenimentul care se numește răpirea bisericii. Este speranța noastră. Cina Domnului din această dimineață o luăm cu această așteptare, cu această perspectivă. Ne aducem aminte că Domnul nostru Isus a spus și veți face lucrul acesta, vom face lucrul acesta, a spus Apostolul Pavel, vom face lucrul acesta până, până când? Până când va veni Domnul. Poate că această cina Domnului de astăzi este ultima. Poate că până la următoarea care va avea loc, ar fi trebuit să aibă loc, va fi răpirea bisericii. Și Domnul să o aducă și să ne ajute să fim gata. Amen. După ce răpirea Bisericii va avea loc, după cum am văzut în acest desen, urmează o perioadă care se numește Necazul cel Mare. Ce vom spune despre perioada aceasta? În perioada aceasta, Cuvântul Domnului ne spune că pe Pământ vor fi vremuri teribil de grele, urgii mari. În vremea aceea, Dumnezeu va îngădui ca un conducător politic numit generic anticrist să se arate și să instaureze un regim politic satanic, cu totul împotriva lui Dumnezeu. De aceea și numește în scriptură fiara sau anticristul. Acest lider politic, ne spune cuvântul Domnului, în perioada necazului cel mare va fi ajutat de un lider religios care se numește prorocul mincinos. Acest proroc mincinos va face semne mari pe pământ, ne spune Scriptura, cu scopul de a înșela omenirea și de a o aduce la ascultare de anticrist semne atât de mari și înfricoșate, încât va putea, va avea îngăduit din partea lui Dumnezeu, în acea vreme de înșelare și de amăgire, să coboare pe pământ foc din cer. Așa cum în vechime Dumnezeu și-a confirmat puterea, prezența, lăsând ca prin Ilie să fie coborât semn, ca semn foc din cer pe pământ, în vremea aceea sfârșitului anticristului, prorocului mincinos, îi se va permite să facă asemenea semne ca Dovadă că Dumnezeu judecă pământul, că Dumnezeu judecă pe cei necredincioși și lasă pradă unui duh de rătăcire ca să creadă o minciudă. Omenirea, îmi spune Scriptura, va fi controlată în vremea aceea economic prin impunerea unui semn numit generic 666, fără de care nimeni nu va putea să cumpere, nu va putea să vândă. Semnul acela va fi marcat pe fiecare om, pe mâna dreaptă sau pe frunte, ne spune Scriptura. Și cei care vor refuza semnul acesta, nu vor putea să facă uh, nici cumpărături, comerți, nimic, totul va fi blocat din punct de vedere economic. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în acest interval de timp, numit necazul cel mare, el se numește Necazul cel Mare nu doar din pricina a ceea ce face sistemul politic prin anticris și prorocul mincinos, ci mai cu seamă Necazul cel Mare din pricina faptului că în vremea aceea mânia lui Dumnezeu se va revărsa peste locuitorii pământului. Vor fi acele judecăți succesive ale celor șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte putire, judecăți severe despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în detaliu în cartea Apocalipsa. Noi acum încercăm să avem o imagine generală Generală asupra evenimentelor. Detaliile le găsim citind cu atenție Cartea Apocalipsa. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei care vor refuza și vor fi asemenea oameni să primească semnul fiarei, semnul 666, să recunoască autoritatea lui Anticrist și care vor refuza să se închine Prorocului mincinos și fiarei, oamenii aceia vor fi persecutați sever, vor fi vânați, vor fi martirizați, vor fi decapitați. Detaliile le găsim în textele indicate în trimiterile pe care le puteți uh, privi și dumneavoastră. În acest interval de timp, poporul Israel se va împotrivi, spune Scriptura, acestui regim politic anticristic și se va întoarce la Domnul Isus, plindindu-se ce spune profetul Zaharia, capitolul 12, că în vremea aceea Dumnezeu va turna un duh de rugăciune și de îndurare peste poporul său și poporul își va întoarce privirile spre cel pe care l-au străpuns. Și l-au străpuns pe Domnul nostru Isus. Se vor întoarce la Mesia. Va urma apoi un conflict, o conjurație similară războiului Armagedon de la sfârșitul împărăției de o mie de ani. Această, acest conflict va avea ca scop să îngenuncheze poporul Israel, care va refuza sistemul politic al lui Anticrist. Și în acele momente de mare încărcătură și de mare necaz pentru poporul Israel, se va întoarce Domnul nostru Isus ca să izbăvească pe ai Săi, se va întoarce împreună cu Biserica Slăvită, se va întoarce ca să așeze împărăția de o mie de ani. Și cu asta vorbim despre a doua venire a Domnului nostru Isus. Ce putem spune, în rezumat, despre acest eveniment? A doua venire a Mântuitorului nostru Isus. Foarte succint, fără să intrăm în detalii, Cuvântul Domnului ne spune că în momentul acela Domnul Isus va veni în mod vizibil, cu mare slavă pe norii cerului. El va fi însoțit de sfinți, va fi însoțit de îngerii săi, va fi însoțit de cei sfinți. Vor fi evenimente catastrofice, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Uh, un semn care va străluci de la apus în momentul acela ca să pună capăt războiului pornit împotriva poporului Israel. Fiara și prorocul mincinos vor fi prinși și aruncați de vii în iazul de foc și de puceasă, armatele lor vor fi nimicite. Citez doar din cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 19. Cuvântul spune așa. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu astea lui. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcea înaintea ei semnele și amăgise, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Națiunile pământului vor fi judecate, ne spune Scriptura, cei care au primit semnul fiarei vor fi nimiciți, vor fi judecați de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că biruitorii fiarei vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, împărăția pregătită de Dumnezeu. De asemenea, cuvântul Domnului ne arată că în momentul acela al revenirii Domnului nostru Hristos cei care au murit în vremea necazului mare, persecutați, uciși fiind, pentru că n-au vrut să primească semnul fiarei, vor fi în înviați. Cuvântul Domnului ne spune și am citit 20 cu versetul 4 și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanii ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Va fi această înviere. După aceea, cuvântul Domnului ne spune că diavolul va fi legat pentru o mie de ani va avea loc ceea ce se numește o spățul nunții mielului, Apocalipsa capitolul 19, versetul 6, la versetul 9, cuvântul spune, și am auzit un glas ca de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace în in subțire, în in, subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte a lui Dumnezeu. Aceste evenimente se vor împlini și ele vor culmina cu așezarea a ceea ce numim împărăția de o mie de ani. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne vorbește despre această împărăție, împărăția de o mie de ani, arătându-ne că realitatea aceasta va sublinia faptul că Isus Hristos este Domn. Va fi o vreme de pace de plină și de dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Isaia 11, versetul 6 la 9, descrie perioada aceea pregătită de Dumnezeu cu următoarele cuvinte. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de la sân se va juca lângă gura bortei năpârcii și copilul încercat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău, nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Iată cum sunt profețite aceste evenimente. Ca în Isaia 66, de la versetul 20 la 25, cuvântul Domnului se spună așa. Nu va mai fi în el nici copii, nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține nici bătrâni care nu-și vor împlini zilele. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va râni cu țărână ca în Apocalipsa 20 cu versetul 6, Scriptura se spune așa, Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâi înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu, ai lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Iată câteva locuri din Scriptură care ne vorbesc despre această perioadă numită împărăția de o mie de ani. La sfârșit, Cuvântul Domnului ne spune că diavolul, satana, va fi dezlegat pentru puțină vreme. În cartea Apocalipsa, capitolul 20, versetul 7 la versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune pe tema aceasta, de asemenea în primele versete, versetul 1 la versetul 3 și pasaj pe care l-avem proiectat, Cuvântul spune Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a peceltuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșeli neamurile până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la sfârșitul acesta, la sfârșitul celei, acestei împărății de o mie de ani, diavolul va fi dezlegat pentru puține vreme, citim din cuvântul lui Dumnezeu, când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților, cetatea preiubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Așa se va consuma momentul acela și apoi cuvântul Domnului ne spune că după ce va avea loc această intervenție și judecată a lui Dumnezeu, sfârșitul mileniului va fi urmat de ceea ce numim învierea a doua și judecata de la tronul cel mare și alb, Scriptura ne spune că toți aceia care n-au avut parte de întâia înviere, n-au fost parte la întâia înviere, vor învia la sfârșitul părăției de o mie de ani și vor fi judecați după faptele lor. Cuvântul Domnului ne spune că cei a căror nume n-a fost găsit scris în cartea vieții, vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă. Citesc cuvântul Domnului. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și cu asta urmează ceea ce numim starea eternă, stare veșnică. Ne spune scriptura că ordinea prezentă a creației va fi distrusă, cerul și pământul actual vor pieri, în loc Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Isus Hristos va preda împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, cum spune apostolul Pavel, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit, să fie totul în toți. Starea finală pentru cei mântuiți înseamnă moștenirea împărăției lui Dumnezeu, pentru cei nemântuiți, pedeapsă în focul genei. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că cei mântuiți vor intra într-o cetate numită Noul Ierusalim, unde vor fi pentru totdeauna cu Domnul. Scriptura ne spune că nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Scriptura ne spune că acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Iată cuvântul Domnului cu privire la aceste evenimente majore care stau să se împlinească. Este necesar, stimați frații de credință, să ținem în mintea noastră aceste profeții Făcute în Cuvântul lui Dumnezeu, făcute prin apostol, prin proroci, prin cuvintele Domnului nostru Isus, cu privire la vremurile care vor veni. Acum, sigur, rămâne această întrebare, cum să interpretăm acest șir de evenimente, cum a fost înțeles în cursul vremii. Există, în esență, trei concepții majore și cea de-a treia, în trei nuanțe distincte o să încercăm o foarte, foarte subcintă încadrare a lor, urmând ca într-o întâlnire viitoare să vedem despre ce este vorba. Aici cam scrie în altă limbă, <laughs> pentru uh, unii dintre dumneavoastră. Dar învățăm termeni noi, cuvinte noi. O primă opinie se numește amilenism. Cuvântul cheie cu care se lucrează este cuvântul mileniu, adică împărăția de o mie de ani. Și în funcție de ce se învață cu privire la această perioadă de timp, numită împărăția de o mie de ani, se configurează aceste opinii. Amilenism, adică fără mileniu. Postmilenism, adică venirea Domnului va avea loc după mileniu. pre Premilenism, venirea Domnului va avea loc înainte de mileniu. Și apoi, în funcție de cum înțelegem de cazul cel mare, post-tribulaționism, biserica este răpită la sfârșitul necazului cel mare, mid-tribulaționism, biserica este răpită la mijlocul cazului cel mare și pre-tribulaționism, biserica este răpită înaintea cazului cel mare. Mai ușor ecografic. Haideți să vedem cum s-ar încadra acestea. Există învățătura care susține că împărăția de o mie de ani nu este o împărăție literală. E mai degrabă o figură de stil, e o metaforă și că relatările din Cartea Apocalipsa, capitolul 20, de la 1 la 10, se împlinesc în vremea Bisericii. Mileniul descris în scriptură se desfășoară în realitate în prezent. Este vremea Bisericii. Potrivit acestei înțelegeri, Vremurile vor continua, așa cum le știm, sub influența bisericii. Dumnezeu va binecuvânta pământul, care va cunoaște prosperitate, va fi prosperitatea aceasta dusă la apogeu în împărăția de o de ani, tot mai bine, tot mai bine va fi, și până când, la sfârșitul viacurilor va veni judecata de apoi, va veni venirea lui Hristos, judecata de apoi, atunci va avea loc învierea credincioșilor, a necredincioșilor, atunci va fi așezat cerul nou și pământul nou, atunci se va intra în starea eternă și cu asta, gata. O viziune foarte simplistă, care are logica ei, dar împotriva căreia se găsesc foarte multe texte din Scriptură, nu e vreme în această dimineață să intrăm în detalii. Următoarea opinie se numește post-milenism. Potrivit acestei învățături, venirea Domnului va avea loc la sfârșitul mileniului. Împărăția de o mie de ani este înțeleasă ca o împărăție literală, este o mie de ani și această mie de ani care, prin care biserica va trece, poporul lui Dumnezeu va trece, Uh, va fi curmată de ceea, ce se numește, uh, de ceea ce se numește vinirea Domnului, judecata de apoi și starea eternă. Deci post-milenism. Și această concepție se confruntă cu serioase probleme și nu vom intra în detalii acum neavând răgazul necesar. Uh, rămânem mai mult câteva minute în această zonă premilenismul post-tribulaționist. Potrivit acestei înțelegeri, împărăția de o de ani este o împărăție literală, venirea Domnului va avea loc înaintea acestei împărății de o de ani și după ce va fi trecut necazul cel mare. Potrivit acestei înțelegeri, Necazul cel mare va debuta în timp ce Biserica se găsește pe pământ, va avea loc uh, răpirea Bisericii după necazul cel mare, când de asemenea va avea loc și venirea Domnului. Această înțelegere uh, are o largă popularitate și susținere uh, între foarte mulți credincioși și, sigur, merită să fie luată serios în seamă. Perspectiva pe care noi o îmbrățișăm uh, și asupra acestui fapt vom face discuții mai multe la o întâlnire viitoare este premilenismul pretribulaționist. În viziunea acestei înțelegeri, stimați credincioși, biserica va fi răpită la cer înaintea necazului cel mare, exact cum spuneam înainte. Urmează perioada de mare încercare, perioada arătării lui anticrist, a prorocului mincinos, a semnului fiarei, cu persecuțiile din partea sistemului politic și religios și cu judecățile din partea lui Dumnezeu, a trâmbițelor, a potirelor și a peceților. Această perioadă va fi încheiată, se va sfârși prin a doua venire a Domnului nostru Hristos, va fi prima înviere, împărăția de o mie de ani, diavolul va fi legat pentru o mie de ani, la sfârșit va fi din nou dezlegat, va avea loc acea răzvrătire majoră împotriva lui Dumnezeu și a rânduielii sale și apoi judecata, de, judecata finală, învierea de apoi și starea veșnică. Rămâne pentru noi în analiză o întrebare. Care sunt temeiurile pe baza cărora învățăm că biserica va fi luată la cer înaintea necazului cel mare? Care sunt argumentele pe baza cărora susținem că este mileniu, că necazul cel mare este o perioadă literală și că Domnul va veni pentru cei Sfinți, pentru biserica sa înaintea acestei perioade? La aceste întrebări, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom, ada, vom da răspuns când e un pricepe și un putea într-o întâlnire viitoare. Pentru dimineața aceasta, această parte de învățătură, aș vrea să, cu ea să rămânem aici și în cele ce urmează să ne întoarcem inima către părtășia noastră la cina Domnului, reținând că venirea Domnului Isus Hristos este o realitate și că în așteptarea venirii Domnului Isus biserica este chemată să fie pregătită. Parte a pregătirii poporului lui Dumnezeu rămâne, parte a acestei pregătiri se realizează în credincioșia bisericii și în continuă e părtășie cu Domnul și a părtășie împreună a credincioșilor. Domnul nostru Isus va reveni și până la revenirea sa Biserica este chemată să poarte pe pământ mesajul Evangheliei, să propovăduiască Evanghelia. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că venirea Domnului, nu va avea loc până când Evanghelia va fi propovăduită până la marginile pământului, până Cuvântul lui Dumnezeu va fi dus în mijlocul tuturor națiunilor. Dumnezeu să ne dea putere să facem și noi parte, să punem umărul la împlinirea acestui efort de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu între națiunile pământului. În timp ce Biserica propovăduiește Cuvântul, cu scopul ca oamenii auzind să creadă, să se boteze și să intre în poporul lui Dumnezeu, în sânul ei, biserica stăruiește în legătura ei de părtășie cu Dumnezeu și părtășie unii cu alții. Iar în acest context, în acest cadru, părtășia la cina Domnului este fundamentală. Vă chem să ne aducem aminte că Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El s-a dat pe sine pentru noi, el a plătit prețul necesar pentru iertarea păcatelor noastre, pentru răscumpărarea sufletelor noastre, pentru iertarea și mântuirea noastră, binecuvântat să fie în numele Domnului Isus. Nu putem să luăm parte la această masă fără să afirmăm centralitatea Domnului nostru Hristos. El a murit pentru noi, El este crucificat. Vorba Apostolului Pavel, n-am vrut să știu în mijlocul vostru, că în centru vostru, pe nimeni altcineva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit, crucificat. Este jertfa Lui, binecuvântat să fie în numele Domnului. Jertfa Domnului Iisus a fost urmată de învierea sa. El a înviat din morți și apoi s-a înălțat la cer. Și înaintea înălțării sale la cer a lăsat această făgăduință. Eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și din nou, cercul se închide, biserica așteaptă, pregătită să se întoarcă Domnul. Dumnezeu să ne ajute și să ne dăruiască putere, să fim gata, fiecare dintre noi să fie gata. Vă amintesc cuvintele apostolului Pavel, care a spus, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâine aceasta și să bea din paharul acesta. Această cercetare de sine este, are ca obiectiv să marcheze două mari adevăruri. Primul rând, lipsa noastră de vrednicie. n avem niciun fel de vrednicie. Niciun fel de merit care să ne califice să stăm înaintea lui Dumnezeu și să luăm cina Domnului. Și pe de altă parte, are menirea să sublinieze că meritele în numele căruia stăm în picioare, aparține, este Domnul Isus. Meritele sunt ale Domnului nostru Isus. Și numele în care stăm în picioare este numele Domnului Isus. În numele Lui avem calificare și trecere înaintea lui Dumnezeu. Să ne cercetăm pe noi înșine, realizând acest, aceste două mari adevăruri. Că nu avem nicio calificare în numele cărora să stăm înaintea lui Dumnezeu și să luăm cina Domnului și că dacă luăm cina Domnului, o luăm în numele lui Isus Hristos și a meritelor sale. De la el avem iertare, de la el avem mântuire, slăvit să fie Domnul. De aceea Scriptura spune, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Vă chem să intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune să mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea care a fost pregătită pentru omenire prin Isus Hristos și care este descoperită în Biserica lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această masă pe care o avem înainte și care subliniază centralitatea jertfei lui Isus și faptul că în numele acestei jertfe suntem socotiți neprihăniți, suntem socotiți drepți. Și cu așteptarea că Domnul Isus se va întoarce, cu gândul la veșnicie, să luăm astăzi cina Domnului, știind că e rânduită pentru această vreme până va veni Domnul. Dumnezeu să fie cu noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm cu toții.